matinală tensionată și o seară marcată de evenimente pe care le veți descoperi în curând, a urmat o repriză lungă de somn, că doar o singură duminică are săptămâna. Dar ia să vedem cine se trezește de dimineață și unde ajunge. Toată lumea trebuie să se trezească și să schimbe lenjeriile. Mulțumim și pentru concert. Răspunsul e simplu, la oglindă. Aici este locul în care fetele petrec cel mai mult timp în fiecare zi. Nici măcar venirea băieților nu le ridică din fața oglinzii. După ce își termină Constantina ritualul de înfrumusețare, la rând vine Traian. Hai mă, iubilozi! Hai! Are programare la coafor. Să nu duceți piară să stau. Deci am făcut! Bă, la el e brunet! Ce să se facă? Oprește-te! Nu vezi că nu se cunoaște, că nu merge la mine! Deși se apropie ora prânzului, doamna Maria încă nu s-a trezit, probabil trece printr-o perioadă mai dificilă în urma subiectelor în care este implicată. O lăsăm să se odihnească și mergem în bucătărie, unde se face inventarul alimentelor alterate. Ia uitați-vă și voi, nu după aia să spuneți că mi-ați aruncat-o, cel puțin să vedeți că e stricată, arăt-o aia de jos. Și acum că toată lumea e în picioare, să înceapă ora de educație fizică. Haide! După atâta mișcare, foamea pune stăpânire pe concurenți, așa că miresele se înghesuie la bucătărie pentru pregătirea mesei. Bună, am venit să așa o chifteluță. În acest timp, o altă masă se pregătește în grădină. Ați cred că nu-și pune ei primii carnea și după asta ne-o punem noi. Ei, lăsăm că le rămân. N-am chef, nu vreau să las. Arunc zăpadă imediat după ce termin. Să fiecare își face siesta pe unde apucă. Traian, n-are voie să doarmă. Dar doar mai sunt care dorm. Și numai el doarme. Eram cu el și atunci nu credeau că... Zi-ți trezească. Fă-te chitaj masaj acolo. Hai. Margarita? Da? Te trebuie să-ți auzi. Nu doar. Mirea.